Trei bărbați au fost reținuți și aproape 3 kg de cannabis au fost confiscate în urma celor 8 percheziții domiciliare efectuate de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii de ICOT. Din cercetări a reieșit că drogurile ar fi fost aduse din Spania prin firme de curierat pentru comercializare. Pentru a ridica coletele, autorii ar fi folosit cărți de identitate contrafăcute. În urma administrării probatoriului, 3 persoane au fost reținute sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc, ulterior fiind prezentate tribunalului Galați, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.